Astăzi o să povestim despre clasele de bonus-malus de la asigurarea RCA. În cazul în care ești prima oară pe acest canal, eu sunt Cătălin de la Reiter.ro și fac clipuri despre asigurări. Sistemul Bonus Malus este un sistem care îți aplică bonus la polița ta RCA în cazul în care n-ai daune și malus în cazul în care ai daune, adică îți majorează prețul asigurării RCA. În continuare o să scriu la tablă tabelul cu toate clasele de Bonus Malus. Tabelul de clase bonus-malus are 8 clase de bonus, o clasă neutră și 8 clase de malus. Hai să vedem! Am evidențiat cu verde clasele de bonus, cu albastru clasa neutră și cu roșu clasele de malus. Acum, tarifarea asigurării tale pleacă de aici. Să spunem că asigurarea ta RCA standard este 1000 de lei pe an. În funcție de ce clasă de bonus malus ai, pleacă în sus cu reducere sau în jos cu o majorare. Cam așa funcționează sistemul de bonus malus. Aici, toate clasele de bonus înseamnă că de la 1000 de lei încep și se aplică reducere. De exemplu, la B1 ai 5%, după aia la B2 10%, după aia la B3 15%. Și tot așa, în cazul malusului, încep cu majorare de 10% la malus 1, de 20% la malus 2, de 30% la malus 3 și tot așa până la malus 8. Cam acesta a fost clipul de astăzi. Lasă-mi mai jos în rubrica de comentarii ce știi tu despre clasele de bonus-malus sau ce clasă de bonus-malus ai pe polița ta RCA. Hai să discutăm în rubrica de comentarii. Dacă ți-a plăcut acest clip, dă-ne și nou un like, un share, să vadă și prietenii tăi aceste informații. Abonează-te la acest canal, fac clipuri interesante despre asigurări și până data viitoare îți mulțumesc că m-ai urmărit și să ne vedem cu bine în următorul video. Pa!